Nu merge, uitați. Încercarea de accesare a dosarului electronic a fost făcută la Spitalul Sfântul Pantelimon din București. Nu este prima dată când informațiile nu pot fi citite. Este o chestiune de noroc. Uneori sistemul funcționează, alteori nu. Medicii se plâng că și atunci când funcționează, deschiderea fișierelor durează mult timp. Însă informațiile din acest dosar ar putea face diferența dintre viață și moarte, însănătoșire sau complicații medicale. Uneori pacienții ajung la spital în stare gravă, nu pot răspunde întrebărilor și nici nu sunt însoțiți de cineva care le cunoaște istoricul medical. Și în momentul în care încercam să le transmite, începea să se gândească și se bloca toată aplicația. Practic asta e autentificarea ce fac eu acum, că mi-a cerut și o să mă întrebe și parola sau nu. Nici nu mai mă întreb. Îmi zice din nou că nu merge. Un erori interne, deci nu le merge loc site-ul. Dosarele electronice de sănătate ar trebui să-i scape pe pacienți de teancul de hârtii cu care ajung să umble de la un medic la altul și de repetarea informațiilor despre istoricul medical de fiecare dată când intră într-un cabinet. Dar nu toți medicii au acces la sistem. Ar fi minunat pe noi dacă sistemul merge. Noi tot îi băgăm consultația în SIUI. Când acolo trimite în DES, clic, am trimit în DES, am un buton, accesează DES, clic, accesează DES, îl văd acolo, stai mă, ia uite, și-a luat rețeta și din altă parte, ăsta are și nu știu ce boală și-a uitat să-mi spună. Și eu voiam să-i prescriu niște picături contraindicate. Medicii spun că pentru ei dosarul electronic este inutil în forma lui actuală, având în vedere toate obstacolele până la citirea informațiilor. Primul pas, cardul de sănătate al pacientului să fie activat. Sistemul informatic este adesea nefuncțional. Pasul 2, acordul pacientului, dar nu verbal, ci tot electronic. Să intre în sistem, să aibă aplicația descărcată, să fabrice o matrice și pe baza matricei lui să-mi dea mie acordul să intru în dosarul lui electronic. Este iluzoriu să cred că pacienții mei vor avea cunoștința sau răbdarea sau că eu voi avea timpul să pot să fac matrici ca să pot avea niște informații medicale pe care oricum nu le am complet. Și pacienților le-ar fi utilă accesarea acestui dosar, însă și pentru ei lucrurile rămân la fel de complicate. N-am auzit de dosar electronic. Bănuiesc că este o inițiativă bună, dar nu știu nici pe nimeni care să fi folosit acest dosar. Merge foarte greu și noi avem de așteptat foarte mult. Dosarul electronic de sănătate a fost înființat în anul 2014, însă a funcționat rareori.